Aerobaza Kamikaze, ediția de ziua post-fericirii. Odată pentru că e post și a doua pentru că după ce ieri a fost ziua mondială a fericirii, azi ce să fie? Decât post-fericirea, nu? Dumnezeu cu mila! De la Toflea, evident, la Aerobaza Kamikaze, regii radioului. De data aceasta suntem în formula de 2. Mărean Torosu, numele meu este Alexandru Hâncu. Vă vor însoți de-a lungul acestei memorabile ore. Știu că este întâlnirea noastră obligatorie cu radioul aici la Aerobaza Kamikaze. Marian, te văd plin de energie. Ba, din potrivă. A, da? Chiar din potrivă. Ți-ai epuizat-o pe data de ziua fericirii. Ieri am fost fericit până la 1 noaptea așa și... Bun, mă bun, doare bun. Și acum capul, da, la fericire. Deci, de ziua post-fericirii nu e chiar același sentiment, nu? Nu, uite că e greu, dar e foarte greu după fericire, să știi. După fericire e dificil, nu? Foarte, post-fericirea se lasă traume cu... Mă mai alină știrile astea, așa, din justiție, din fericire, nu e așa? Din dreptate. Pe dreptate, avem arestariada care continuă și te rog să reiei pentru toți iubitorii dreptății lista? Câteva din evenimentele săptămânii. Ce-am avut săptămâna? Decât brief, da. Păi ce, am început în forță cu domnul Mihail Vlasov, zis și împăratul, dacă, pentru cunoscători, președintele Camerei de Comerț și Industria României, da. Un domn deosebit, a fost prins de procurorii DNA în timp ce lua 200.000 de euro, euro, da. Un avans pentru o plată de 1.000.000, da. Banii trebuiau să asigure intervenția lui pe lângă niște oameni din justiție, între care propria fică. Da, da. Propria fică. Se știe că el are relații bune și cu doamna Mona, da. Cerul de la CSM acum, nu? Sigur că da. Deci, da, avea niște relații și trebuia să rezolve ceva omul. Acum e în arest. Sigur, lui se spune împăratul în calitate de împărat al clanului Vlasov, cum este cunoscută rețeaua sa de familie, de cunoscuți. Generele său a fost ministru de interne, domnul Troacă. Cristian Troacă, devenit David în prima căsătorie, care a luat-o pe doamna... Nu știu, domnișoara, sau nu știu cum. Cred că pe... Wanda, cred că a luat-o, da, pe Wanda. Nu știu, contează. Dar de fapt ce contează. Și dânsul este în ghearele dreptății cu o acuzație de șpagă, de imposibilitate de a justifica vreo 60.000 de euro, în care a băgat-o și pe măsa domnul ministru, pentru că zicea că a fost un împrumut către subțirel, face soție, de râs pe suc. Da, 60.000 față de 200.000 nu se compară. Asta avea 200.000 la torpedo, așa. Sigur că da. De vară. Iată că Iașul, deci regiunea Moldovei, zona Moldovei, continuă puternic în odiseea dreptății. L-am avut pe domnul Relu Fenechiu, Fratele dumnealui, acum domnul Vlasov. E interesant, e frumos. Domnul Vlasov este și un mare jucător de casino, un mare gambler. Sunt, este... Bucuria cămătarilor, ca să zic așa. Da, au fost da. Niște... Înțeleg, 10% pe zi împrumutat dânsul. Da, ca dobândă. Se spune că ar fi pierdut într-o noapte chiar și 2 milioane de euro. O dată așa, într-o seară. O dată. Da, ocazie cu care ar fi împrumutat 1.000.000 pe care l-a dus a doua zi. Da.
Se câștigă din comerț din asta. Destul pe vremea regretatei dictaturi, că am auzit prima oară această... A mai făcut pușcărie. Da, această formulare în vara lui 1990. Într-un cabinet medical unde veniseră doi polițiști, erau polițiști, și cu o urgență. Așa, și trebuia să li se rezolve urgența și unul dintre dânsi a zis, ce să facem acum... Pe vremea regretatei dictaturi mergeam la policlinica Meia. Acum trebuie să mergem la policlinici de cartier. Regretau, deci. Și domnul Vlasov, deci, Mariana a avut o interesantă carieră pe vremea împușcatului, fiind judecător. Ca tânăr judecător a intrat în pușcărie pentru luare de mită. A avut o observație bună domnul Bărbosu. Așa. N-a avut, era bun, mă, Ceaușescu, până la urmă, pe justiție. Uite că se... Acum justiția asta nouă și corectă, cum se spune, revine. Practic confirmă ceea ce a făcut și Ceaușescu. De mitică Dragomir. Promite că Dragomir încă nu a luat. Dar păi domnul Sorin Ovidiu Vântu l-a luat. L-a luat. Pe domnul Vlasov îl ia acum. Da. Da. Mai era un domn stăpân peste județul Giurgiu, care fusese băgat cu un furt de vagon de cereale pe vremea odioasei regretate dictaturi, pe vremea lui Ceaușescu, și care acum a fost băgat din nou. Anul trecut fusese el în clinciuri. Deci, într-adevăr, performanțele, cum se zicea, nu o să puteți voi, dărâma cât a construit, să zugrăviți cât a construit tata. Da, da, da. Justiția ceaușistă, iată, precursoarea acestei ofensive, nu? A anticipat foarte bine, viitorul. Uh-huh. Și să mai spunem că și domnul Nicușor Constantinescu a intrat între timp, a și fost eliberat, va fi cercetat în stare de libertate. Da, pentru că am fost informați de domnul Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu are cancer de prostată în fază terminală. Ce să zic? Ia, s-au făcut niște comentarii răutăcioase, dar pe tema aceasta, să vedem, nu știm, toată compasiunea, dacă este într-adevăr vorba de această afecțiune cumplită. Eu aș prefera să se însănătoșească. Exact, și să-și execute eventuala pedeapsă, că nu s-a dat. Sigur, se judecă, se joacă în continuare. Deci se urmă sănătate. Dânsul ar fi dorit mai puțină decență, mai mult respect din partea autorităților, care iar au venit, iar l-au băgat într-o dubă, iar au pus cătușii, dar să poate așa ceva, mă, dar cum să se facă așa ceva? Decență cum vede la colegul său și partenerul lui de, nu știu, de business, de... De viață, politică, de viață publică, așa, domnul Radu Mazăre, care... a participat la un târg de turism săptămâna trecută. Uh-huh. El a inaugurat chiar târgul. Stațiunea Mamaia a fost vedeta defilerilor. Sigur că da. Am văzut niște domnișoare care practic zăpăceau hormonii oamenilor. Da, da. Și domnul Mazăre le păstorea așa într-un costum de împărat. Într-un costum de împărat, un pic de la psihiatrie. Împărat. Și un împărat al secției agitați. Da. Mă gândesc, nu știu. E interesantă bula din revista Kamikaze, exact în ipostaza pe care ai descris-o, Radu Mazăre înconjurat de niște exemplare feminine interesante, excepționale, și el îmbrăcat într-o ținută care, în mod sigur, dacă are și cu ea pe stradă și într-un oraș unde nu este cunoscut, locul unde ar ajunge e clar, și zice Mazăre, niciunul nu știu ce m-a îmbrăcat de data asta, în Radu de la afumați, în principele Radu sau în Radu cel frumos. Ce ai zis, mă? Radu cel chicios? Vrei să stai capul? Asta e decența, mă refer la... Da. Vestimentați, asta e decența la care... Vieții politice constanțene, dobrogene în general, la care sunt expuși domnii alegătorii constanțeni. Deci mi se pare normal să fie mai multă decență și din partea procurorilor când vin să-l salte pe domnul Nicușor. Trăim totuși într-o lume foarte decentă acolo în Constanța. Exact, decența este cea care dictează tonul și semitonul afacerilor, vieții politice, vieții comerciale, vieții mediatice în Constanța. Eu mă tot întreb pe buletinul de vot în Constanța la alegerile locale. S-a uitat cineva, e trecut funcția de primar sau de rege? Da, acum, da, asta e. Ce votează acolo? Rege, ce și aleg? Rege, vice, rege, cred că asta. Primar nu, pare că și aleg. Dificil ar fi. Deci iată, continuă arestarea, dar senzaționale
dezvoltări pe planul dreptății, cum foarte bine ai spus, Marian. Continuă și aventurile eBay, cuplate cu aventurile, cum se cheamă, PMP. Da. EBA a fost invitată de Cristian Preda pe listele Mișcării Populare la europarlamentare. Interesantă explicația pe care o dă Cristian Preda. El spune, domne, dacă EBA candidează ca independent, ea care a strâns deja 100.000 de semnături, îi ridică la fileu lui Blaga cu PDL-ul. Uh-huh. Da? Îi ridică la fileu. Așa că mai bine vine la noi și o tragem. Da, interesant. Concomitent, doamna EBA a lansat pe blogul ei un atac furibund la adresa Monicăi Macovei. Citez: doamna Macovei a renunțat la principii pentru a obține un loc la europarlamentare pe lista PDL. Wow. În ce limba a fost redactat? Era în limba română, limba română. Acum, eu am zis că a lansat pe blogul ei. Nu, n-am spus nimic despre autori. Pentru că există un semn de întrebare aici. Atenție, fii atent aici. Postarea mai vorbește și de, citez, șuvoiul de cuvinte de iubire dulceagă și râncedă către aleasa politică a inimilor lor, pe care l-ar revărsa susținătorii doamnei Macovei din presă de câte ori vine vorba de activitatea unui alt europarlamentar român. Aici pentru mine ar fi un semn de întrebare. Deci cuvintele astea, iubire dulceagă și râncedă către aleasa politică a inimilor, sunt dificile. E un amalgam așa de cuvinte. Sunt cuvinte pe care eu cred că greu le-ar putea cunoaște. Dar surprizele pot apărea la tot pasul. EBA declarându-se cel mai activ europarlamentar românesc. Da. Da. 1600 de acțiuni a zis ea la Parlamentul European. Acțiuni, ceva, acțiuni. Activități. Cazare, deci, de cazare. Da, față de numai 1200 și ceva ale doamnei Macovei. Da, sunt memorabile discursurile din Parlamentul European. Toate. Au făcut unele, au intrat la rubricile astea de gaguri. Sigur de... că da. Și au făcut în conjurul planetei. Bineînțeles. Nu este nicio fel de problemă. Deci doamna EBA este susținută și de doamna Elena Udrea. Iar parcă cele mai intense activități ale EBA în Parlamentul European erau așa. Și să-i seama, dacă prin absurd. Așa. Știi unde o duc. O duc pe câmp acum. Așa. Dacă prin absurd dânsa cu dânsul s-ar căsători. Așa. Cum am distinge între cele două Elena Băse? Nu știu. Uite aici, la asta nu m-am gândit. Prin absurd am zis. Normal că prin absurd. Da. Posibil. În viața asta nu se poate. Nu se poate, nu? Păi, normal. Spunem că nu se poate totuși. Cu toate că mi se pare că am suspect. A slăbit doamna aceea. Blondă, a slăbit. Suspect de mult. Se pregătește ea pentru ceva. Nu? Se pregătește ceva. Ai văzut-o sprintul acela cu... Cum să-i spunem? Cu... Nu putem să-i spunem, da, n-aș vrea să-i spunem niciun. Sprintul acela sprințar. Când anatomic totul era sprințar, da, da. Pe bulevardul Magheru au avut un sprint pe tocuri în blugi mulați. Cu ce ocazie, adică de ce a cu ocazia mitingului acela, da, da, PMP, după ceva, după un câine. N-am mai stat să investighez. Mi-a fost destul aspectul vizual, deci a fost suficient. Și dânsa consideră că ar fi foarte bine ca Elena Băsescu să vină pe listele PMP pentru a se impune la alegerile europarlamentare. Bun, uite, vezi cum trece timpul, zboară practic la cea mai bună emisiune de radio în România, Aerobaza Kamikaze, Rege Radioului. A venit momentul primei dedicații muzicale pe care ne grăbim să o adresăm pentru președintele Traian Băsescu, vis-a-vis de EBA. Facem dedicația aceasta. Este vorba de grupul Mike and the Mechanics, Nobody's Perfect. Deci nimeni nu e perfect. Domnule președinte, nici măcar... Mă rog, nimeni nu e perfect. Asta este ideea și să știți că se poate călca apa și cu două nicovale de gât. Cred eu. Nu mai trebuie să numesc nicovalele, nu? Dar apa poate fi călcată și cu două nicovale de gât. Mike and the Mechanics, Nobody's Perfect, pentru președintele Traian Băsescu și fica sa europarlamentară.
Aerobaza Kamikaze, Regi Radioului, de data aceasta suntem doar doi, Marian Torosu și Alexandru Hâncu, colegii noștri Alex Duțu Bărbosu și Andrei Monțog. Sunt reținuți. Sunt puțin reținuți de alte probleme foarte presante, îi înțelegem. Chiar data trecută Alex Duțu Bărbosu ne-a reamintit că el e singurul care nu lipsește de la această emisiune. Sigur, în absență putem să-i dăm și noi la geală. N-a lipsit niciodată. Nu, nu. Uite, nu, era timpul și la el. Era timp, sigur că da. Și a anunțat. Elegant, civilizat. Începem partea a doua a emisiunii cu un omagiu obligatoriu pe care îl aducem marelui om de televiziune, presă, mass media, divertisment, show business și tot ce se poate concepe. Mihai Gâdea, evident, în urma emoției populare stârnite de disputa în jurul domnului Andrei Pleșu, Antena 3 a fost amendată de CNA cu vreo 30.000 de lei. Evident că simultan trebuia să fie amendat și postul B1 TV pentru emisiunea lui Radu Banciu, lumea lui Banciu, cu 15.000 de lei și mi se pare o ierarhie corectă, pentru că evident Radu Banciu nu-i poate face față lui Mihai Gâdea, nu se ridică la același nivel și iată dovada. Într-una din emisiunile sale din ultima vreme, Mihai Gâdea a avut o invitată pe distinsa tânără doamnă ministru de finanțe care a României, care a făcut facultatea la Harvard. Și dânsul a avut niște mici considerațiuni pe această temă, în stilul care caracterizează, și a spus, Harvard, interesant, avem absolventă de Harvard aici. Sigur că da, Harvard, eu am auzit de Harvard, dar n-am fost la Harvard, am fost de multe ori în Anglia, dar la Harvard n-am ajuns. Da. Wow. Dar a verificat cineva ce fel de Harvard a făcut în oameni? Cu... Nu, chiar se pare da? Că a făcut, da. La zi? La zi, la zi. Harvard, Harvard. Harvard este, din câte se știe, prima universitate fondată în Statele Unite ale Americii, încă după în secolul al XVII-lea, pentru că ei așa s-au gândit, țărani fiind, niște țărani, cretini, agricultori cu sapa, după ce au coborât după corabie, ce s-au gândit ei să facem și o universitate. Poate n-ar fi rău să facem și o universitate, nu? Chestie care, sigur, i-a ajutat, le-a reușit. Felicitări Mihai Gâdea, într-adevăr, cunoașterea geografiei nu este obligatorie, nici cunoașterea geografiei universitare, contează starea de spirit. Ele mai mult pe astea, pe facultățile de teologie, nu? Da, știe da, el da, cu da, 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 da. El se duce pe la seminar. Ba, trebuie să știe că dacă el e pe partea asta de religie, ar trebui să, ar putea, nu, nu ar trebui, ar putea să știe că toate marile universități ale lumii au fost fondate de oameni bisericoși. Deci erau instituții plasate sub această tutelă, înaltă tutelă. Da. Ok, nu, nici fel de problemă. Felicitări Mihai Gâdea, deci, pentru amenda primită și pentru performanțele mediatice. El, de altfel, este și protagonist al copertei revistei Kamikaze de săptămâna aceasta. Un selfie senzațional. Un selfie. O autofotografie, da. Da, în loc de obiectivul, în loc de gadgetul cu care se face acest selfie, de obicei poți observa că este un super mod, a revenit moda selfie-ul. Samsung a, pe bani mulți, da, chiar a lansat un aparat, un aparat dedicat, de selfie-uri dedicat selfie-uri. Că, da. Așa, și în loc de dispozitivul cu care se execută acest selfie, domnul Mihai Gâdea are un capac de WC-ul, sigur că da, în care se vede fața lui foarte expresivă. Da, este secundat de domn profesor Felix Voiculescu într-o lentilă. Mai o doamnă, nici nu vreau să-i pronunț numele. Nu-i mai pronunța numele. Este un domn în roche de seară, foarte drăguț, foarte interesant, cu da, cu niște un lănțic la gât de diamante, probabil. Ciubică în roche de seară, senzațional. Mai trăiește domnul Ciubică, eu nu mai mă sigur că da, sigur că da. Și combate la fel. N-a combătut la domnul Pleșu? Da? Păi sigur. Nu a mai fost la fel. Poate, mă. Așa, domnul Victor Ponta, în tricou de basket, proaspăt venit de la antrenament, pe partea cealaltă, deci ei toți sunt grupați foarte interesant, pe extrema dreaptă, că ei sunt de dreapta, nu? Și singurul pe partea singurul pe stânga, caratistul numărul 1 al țării, domnul Mircea Badea. O față foarte expresivă și el, care îmi deschide minunat următorul subiect, pentru că să, sigur, a continuat și săptămâna aceasta dezbaterea legată de tensiunile interetnice și Antena 3 este postul patriotic al României, interviuri de la fața locului cu românii persecutați din Harghita și Covasna. Și revista Kamikaze se alătură acestui demers prin manifestul din săptămâna aceasta. Cui să mai interzicem accesul pe teritoriul României, se intitulează acest excepțional document. Spilcuiesc din sumar,
în primul rând echipei naționale de fotbal a Greciei. Din motive evidente, iar o să ne fure calificarea, asta este foarte clar. Toto Coutinho, Demis Russo, Sandra, Riche, Poveri și Albano, pentru că iar se omoară moldovenii între ei la zilele Pașcaniului. Durata interdicției până trec zilele și nopțile Pașcaniului, Vasluiului și Galațiului. Aici m-a atacat un coleg, nu știu cine a scris, dar la Galați să știți că n-are ce căuta nici Toto Coutinho. Nu, noi avem altceva. Păi spune, Marian, ce aveți. Păi la noi vine Sandra. Așa. Anul trecut a venit Sandra. Acum anul ăsta a venit un băiat cu plete. Am uitat cum. Michael Bolton chiar. Stați un pic. Toți trungarii aia și toți navaliștii, oțelarii din combinat. Îți dai seama că ei de-abia așteaptă să mai vină o dată Michael Bolton să... Asta e viața lor, de fapt. Jean-Claude Van Damme ar trebui să primească interdicție pe teritoriul României și iată explicația, fiindcă la șpagat are cine să ne dea lecții. Așa făceam legătura cu Mircea Badea. Pe partea de luat bătaie îl avem pe Bute, iar dacă chiar ne interesează să filmăm o reclamă la orice, îi avem pe Stella și pe Arșinel. Durata interdicției până ne clarifică cineva dacă e sau nu mai tare decât Mircea Badea. Eu cred că e o măsură bună. Morții din Teleorman ar trebui să aibă de asemenea interdicție, că ăștia iar îi aduc pe unguri la guvernare. Corect. Durata interdicției cât stă UDMR la putere, deci tot timpul, nu? Soldații ruși este o altă propunere la acestui manifest. Cui să mai interzicem accesul pe teritoriul României? Pentru că sunt în stare să vină să vândă la noi rulmenți și instalații sanitare, după care să asambleze din câteva țevi arme de foc și să susțină că sunt niște cetățeni inimoși care nu vor decât să protejeze minoritatea rusă de pe toată întinderea talciocului. Durata interdicției până li se termină rezerva de gaze naturale. Apropo de ruși, uite, astăzi, când s-a semnat, la începutul săptămânii, da, după fulminantul discurs al lui Putin în fața Parlamentului, camerelor reunite, petrecut oficial trecerea Crimeei în Rusia, foarte mai bine a sintetizat domnul Lucian Burdujan. Așa, fotbalistul, da, Lucian Burdujan. A fost la Steaua, a fost la Ceahlău, Rapid, nu știu. Și acum? Acum la Tavria Simferopol, așa, care se află în Crimea. În Crimea, capitala Crimeei, Simferopol. Da, și a zis el așa: când am plecat în cantonament în Turcia, orașul era în Ucraina. Când ne-am întors, Simferopol era în Rusia. Mi se pare că... peste asta ce s-ar mai putea spune? Burdujan, cam asta e situația cu el. Acum nu înțeleg, se schimbă pașapoartele, se schimbă tot. Se schimbă tot, artele, nu? Absolut tot. Da? Hrivna, moneda locală, va mai circula o vreme, dar au fost deja impuse limite la bancomate, foarte stricte, în așteptarea rublei. Sigur, trebuie făcute ajustările, bancomatul nu poate distribui orice bancnotă așa. Trebuie făcute niște ajustări, ca și în Marea Britanie, unde s-a scos o monedă nouă de o liră, care e în 12 muchii. Așa. Cum ar veni, față de vechiul model care era rotund. Toate sunt legate, cum e economia asta capitalistă, nu? În care statul totdeauna găsește noi căi de a mai pune oamenii la o cheltuială. Trebuie schimbate bancomatele acum și toate distribuitoarele de monede și altceva, pentru că ele nu pot distribui moneda asta cu muchii. Trebuie să nu recunosc, nu asta. Drept care să stimulează crearea de locuri de muncă în industria bancomatelor, nu? Dau și mărunți și bancomatele alea acolo? Nu, bancomatele n-au mărunți, mă scuzi, dar mai sunt aparate care funcționează cu bani. De exemplu, îți mai cumperi câte ceva, dar ai dreptate, nu despre bancomate era vorba, dar în orice caz, industria de distribuit bani și de înghițit bani și de schimbat bani va fi frumos. Nu se așteptau, va costa o sumă enormă această reajustare, care n-avea de ce să aibă loc. Și bani vor fi acum, da. Dacă tot ne gândim la ce se întâmplă în Rusia, bani vor fi, atitudinea Occidentului este cât se poate de combativă, da, vis-a-vis de ce se întâmplă în Crimea, așa că city-ul londonez o să rămână cu banii acolo, banii rușilor acolo. Da. Ieri au apărut primele... Bancomatele au ce să dea. Da, absolut. Ieri au apărut primele apeluri în Marea Britanie din partea unor politicieni
vizând sancționarea, deci interdicția, practic, expulzarea, practic, a lui Roman Abramovici, pentru că și el este un oligarh rus. Păi termină pe sancțiuni după sancțiuni. Da. Cred că, nu știu, niște portărei, niște de ăștia funcționari de rangul 5, am înțeles că mai primit. Da, sunt oameni din imediata apropiere a lui Vladimir Putin care au primit interdicție. I-au dat și interdicție lui John McCain, rușii. McCain a zis că este absolut distrus, conturile sale de la Moscova sigur că vor fi blocate și... un om cu umor, John McCain. S-a spus despre Barack Hussein Obama că ar fi devenit subordonatul lui Vladimir Putin, cum se spune în fotbal, și l-a subordonat. În mod clar, Vladimir Putin și l-a subordonat. Dacă citiți cu regularitate și sunt convins că o faceți revista Kamikaze, știți încă din toamna trecută faptul că Barack Hussein Obama, în urma crizei din Siria, a devenit subordonatul lui Vladimir Putin. Acum a devenit Barack Hussein Obama și subordonatul Angelei Merkel, pentru că doamna Merkel a fost prima care i-a dat asigurări lui Vladimir Putin că opțiunea militară nu este pe masă, exclus, nu, se exclude orice idee de intervenție militară în această criză. Barack Hussein Obama, de pe peluza Casei Albe, cu elicopterul Marine One, pentru așa, că aviația dă avioanele și infanteria marină dă elicopterile. Marine One și Vasile. Vasile 2, Vasile 2, a ținut o scurtă alocuțiune în care i-a adresat un mesaj foarte clar, lui Vladimir Putin. Nu poți să intri în ziua de astăzi în Ucraina. Și totuși Vladimir a putut. L-a avertizat din nou că vor fi consecințe dezastroase, dar a ținut să îl îmbărbăteze, menționând faptul că America nu va face excursii militare în Ucraina. Obama e și foarte obraznic în perioada asta, că e singur acasă. E singur acasă, într-adevăr. Soția și cu celelalte două fiice sunt în China. China. La invitația doamnei, nu știu cum o scrie, cum o cheamă pe doamna? Stați că vă găsesc. Vă rog, spuneți-mi. Uite că nu mai știu cum. Nu mai știu cum o cheamă, da? E greu de ținut mintele. Pe soțul ei o cheamă Xi Jinping. Da. Pe doamna Jinping, cred. O cheamă, cred că Peng Yuan, ceva de Peng Yuan. Dar nu e o doamnă cântăreață? Păi ea a fost, n-a fost cântăreață? Și ofițereasă în armata chineză. Așa! Cântăreață și ofițereasă. Ofițer cântăresc, da. Cred că general ajunsese. Dai seama. Nu, clar, general. Da. Și am și dat la un moment dat câteva fragmente sonore. Parcă am dat. Asta, da? La înscăunarea lui soțului, Xi Jinping. Xi, de fapt, nu e Xi, e Xi Jinping, care în limba engleză, sigur că are o încărcătură savuroasă, ar fi ea. Ea Jinping. Dânsa, cum am zis, da, Xi Jinping. Ei, fetele Obama se află acolo în China, unde învață caligrafie, în orașul interzis. Au o grămadă de activități de astea. Ce mai făceau ele acolo? Croșetau ceva? Călătoria este consacrată unor subiecte puțin controversate. Cum ar fi educația tinerilor. Ele acolo încearcă să înlăture neîncrederea caracteristică relațiilor sino-americane, nu știu ce. Din relațiile sino-americane, da. Deci cam asta rezolvă el în timpul ăsta acolo. Și normal, deci, cu Obama, ăsta băiatul, practic doamna Michelle a preluat puterea, înțeleg. Clar. Băiatul joacă golf. Băiatul joacă golf intens, pentru că după ce a dat de toți pereții cu Putin, confirmându-i că nu o să intre niciun militar american peste el și reamintindu-i că nu poate să facă ceea ce tocmai a făcut, s-a săit în elicopter și a decolat spre Florida, unde l-așteaptă niște turnee de golf. Sigur, ele sunt ocazii politice, de strângere de fonduri. A avut un dineu la New York, 35.000 de coco takımı. Ce frumos! Între timp a mai participat, în timp ce Ucraina era într-o situație fierbinte, arzătoare. Dânsul a participat la un club, așa cum se face la ei. E acum echipele din Liga Profesionistă de Basket Nord-American, din NBA, își aleg noi jucători. Îi draftează, cum? Îi draftează, da. E March Madness, nebunia din martie. Și a venit și el la televizor, că a fost jucător de basket, ca și premierul Victor Ponta, evident. Și și-a dat cu părerea acolo. El e pe la televizor, a vorbit de tatuaje acum vreo zi, are probleme de-astea mari pe capul lui.
Chestie care, sigur, nu poate decât să ne încurajeze. Stai seama că trebuie să-și găsească și el ceva de lucru. Nu poate să... Că dacă ar sta așa ca prostul, ar zgândări ăștia cu... Da. Cu subiectul important, cu Rusia, cu Crimea. Exact. Așa tot timpul pune flori, deci... sădește copăcei, hai. Draftează jucători. Da, o nouă dedicație muzicală la Aerobaza Kamikaze pentru domnul Putin din partea domnului Barack Obama și doamnei Angela Merkel. Melodia formației Twisted Sister, We're Not Gonna Take It Anymore, adică nu mai suportăm Vladimir. Adică ia-le tu pe toate, Vladi. Ia-le tu pe toate că n-avem ce să-ți facem. Aerobaza Kamikaze, Rege Radioului, vă reamintesc în fiecare săptămână la chioșcurile de ziare, acolo unde nu este interzis să găsiți revista Kamikaze. De asemenea, vă puteți abona atât la ediția print, cât și la ediția online, pe site-ul kmkz.ro, iar prin aplicația eKiosk vă puteți abona la ediția pentru iPad, senzațională. Calitate într-adevăr extraordinară. Pentru cine are iPad, da. Pentru cine are iPad, dar uite, ultimele statistici, cresc vânzările și cumpărăturile pe iPad. Da, este așa o efervescență pe tabletă, este extraordinar. Continuând cu evenimentele sportive ale săptămânii și evident ne referim la sportul militar, la sporturile, artele marțiale moderne, cu tankini, cu pușchini, cu asta tot ce trebuie, strânește în multe cercuri nedumerire și spaimă chiar atitudinea pe care o au liderii Occidentului în criza ucraineană. Bun, era evident o parte a Ucrainei locuită majoritar, cam 58% de populație rusofonă. Dar ea se afla în granițele recunoscute internațional ale unei țări suverane și independente. Acum asta creează un precedent interesant. Sigur că foarte mulți spun, bun, ce face Occidentul, e vina Americii, nenorociții, bla, 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 bla. Bun, e simplu de explicat. Și în țările acestea, existând evident democrație, există riscul să vină la putere oameni care nu sunt de acord cu ceea ce este și ce face Occidentul. Barack Hussein Obama a spus aceste lucruri încă din campania electorală din 2008. El nu era de acord cu faptul că America este principala putere militară a lumii, că America reușește să fixeze niște reguli ale jocului mai omenoase decât le-au fixat alții înainte, așa că a hotărât retragerea Americii. În Germania sunt și astăzi soldați americani, în Italia sunt și astăzi soldați americani, în Japonia sunt și astăzi soldați americani, în Coreea de Sud sunt și astăzi soldați americani. Și încă cei mai mulți am înțeles. Nu foarte mulți, vreo 40.000 în Coreea de Sud. Sunt permanent masați acolo în zona de granit, 40.000. Bun. Deci, puneți-vă întrebarea dacă fără prezența acestor soldați americani, aceste țări s-ar fi îndreptat, hotărât pe drumul democrației, economiei de piață și al prosperității. Eu cred că nu. Barack Hussein Obama a hotărât retragerea trupelor americane din Irak, hotărând el că e mai bine fără, așa încât Irakul aparține de facto, nu de iure, dar de facto aparține astăzi Iranului, țară pe care Rusia o sprijină intensiv în programul său nuclear. S-a creat o punte spre Mediterana a Iranului, prin Irak și Siria. În Siria există baza navală rusească la Marea Mediterană. Mai e populație în Siria? Au mai rămas oameni? Cum să nu? Păi e oameni. Au dat 2 ani, dă 140.000 de victime. Bombe. Da, se dă cu bombele, dar în timp ce se dă cu bombele, ce a anunțat guvernul sirian, Bashar al-Assad, înființarea Agenției Spațiale Siriene. Perfect. Mi se pare corect, nu? Da, este excepțional. Barack Hussein Obama a hotărât de să se retragă, să transforme America într-o țară ca oricare, în marele concert al națiunilor, iar pe plan intern a hotărât să adopte măsurile anticapitaliste de care avea nevoie America, el găsind în declarația de independență a Statelor Unite, practic manifestul Partidului Comunist, care spune că toți oamenii trebuie să fie egali, nu? Sigur, ei nu se refereau la venituri fondatorii Americii, se refereau la drepturile noastre ale fiecăruia, dar Barack Hussein Obama a distins, a găsit în declarația de independență socialismul, marxismul, și asta e ceea ce face el de 6 ani. Sigur, întrebarea care se pune, le face din incompetență
sau, dimpotrivă, din maximă competență. Păi asta zic, e competent. Are și așa grade acolo la, nu? La, la ruși. Ai văzut filmul 2016, America după Barack Obama, un documentar scris și prezentat de Dinesh D'Souza, un documentar anti-Obama, pentru că el explică, de fapt, atitudinea aceasta, concret spus, anti-americana președintelui Statelor Unite ale Americii, prin biografia lui. A fost crescut de comuniști. Tatăl lui a fost un mare comunist în Kenya, unde a propus impozitul pe venit de 100%, iar primul bestseller al lui Obama, o carte care s-a vândut în de milioane de exemplare. Dreams from my father, nu? Deci, atenție, nu vise despre tatăl meu, ci de vise la... de la tatăl meu. Tatăl său a murit mort cu mașina, mort de bat, cu mașina înfipt într-un pom. În Kenya, sigur, și... A murit ca un om simplu, n-a un om simplu, exact. A murit și... ca un capitalist cu avionul. Da, 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 da. Iactul. Și Barack Hussein Obama, sigur că are o relație strânsă cu memoria tatălui său. Iar ceea ce face el acum, spunea Dinesh D'Souza, este o carte pe care a transformat-o pe un documentar. Încearcă să pună America la locul ei, așa cum consideră el, și cei care împărtășesc ideile că ar fi locul Americii, o țară potolită, domolită, necapitalistă, liniștită. Lucru care, bun, a fost pe placul electoratului american prin dibăcia disimulării acestui mesaj, că sună foarte bine să aibă toată lumea asistență medicală. Nu? Plătească și unii pentru mexicanii ceilalți. Mexicanii ăia și băieții. Și mexicanii trebuie să vină și ei toți acilor. Populația noi. De culoare. Ce da, da. Și... Populația de... Știți când... Ții minte când râdeam de Evanghelie, că de telefoane. Da. Păi în America se cheamă Obama Phone. Telefonul care a fost dat în folosință gratuită pe perioada alegerilor către alegători. Obama Phone. Evanghelie chiar ar avea și niște șanse bunicile să ajungă președinte în America dacă s-a... Păi toate... că nu s-a născut acolo, asta e tot ce lipsește. Care... Păi, tot ce-i trebuie. Când a venit Obama la putere, 34, în jur de 34% din cetățenii americani nu plăteau impozite. Acum s-a ajuns la 50%. Le-a rezolvat și problema asta. Plătesc alții pentru ei. Nu? Este foarte ok. Deci opera aceasta obamică este în plină desfășurare. Au apărut însă fisuri, pentru că oamenii au înțeles ce le va oferi concret Obamacare, nou program de asistență medicală, un program de asigurări medicale. Obama a spus textual: vreți să vă păstrați asigurarea pe care o aveați înainte, o să o păstrați. Vreți să vă păstrați doctorul pe care îl aveți înainte, o să-l păstrați. Și veți economisi $2,500 pe an la asigurarea medicală. Între timp s-a aflat că asigurarea se va scumpi de 2 sau chiar de 3 ori. E foarte bine. Uite cum măsurile astea așa populiste pe care le-a luat Obama, cred că se îndreaptă ușor, ușor către 100% la alegeri, cum a fost în Coreea de Nord. Nu mai poate să candideze, din păcate. Aia e problema, dar poate să schimbă Constituția, nu? Cum, să așa, așa. Ia modelul tovarășului său, Putin. Da. Uite, în Coreea de Nord, am văzut aici o notată știrea asta, da, da, da. S-a câștigat cu 100%. Da. Pe nedrept am ignorat acest subiect datorită evenimentelor mai apropiate de noi, Ucraina, chestii. 100% și este debutul parlamentar al lui Kim Jong-un, încă dânsul nu făcea parte din corpul legislativ. 100% au luat. Bine, toți candidații au luat 100%. Și spuneai tu aici că parlamentul, da, nord-corean se reunește odată pe an? Odată pe an, că e suficient. Au un pachet de măsuri pe care îl votează. Uneori mai trebuie adăugat ceva și mai vin și a doua oară. Dar mai mult de 2 ori pe an nu. Pentru că nu-i nevoie. Votează execuțiile astea, cred că da, da, execuțiile. Ordinea de zi. Sigur că da. Nu? E foarte bine. Și să amintim și sportul de masă din America de Sud. America de Sud va găzdui campionatul mondial de fotbal, care, atenție, dacă n-ați uitat, după 2014 urmează 2018, unde, în ce loc să va juca el? Nu cumva Qatar? Nu, Rusia, prietene. Pentru că în 2022 este în Qatar. Următorul campionat mondial va fi la Vladimir Vladimirovici. În Rusia, deci aha. Și pe în Crimea s-au vrut să joace. Da, da, păi cu siguranță se vor juca niște meci. Mie să nu se joace și la Chișinău? Da, la Vilnius. La Riga. Da. Nu? Mie mi-ar plăcea. La Tallinn. Bă, uite, pentru asta și n-aș face scandal. Dacă Putin garantează că
pune 2-3 meciuri la Chișinău sau la Dubăcari. Așa? Eu sunt de acord să să anexeze și Moldova. Să anexeze, nu? Da. Așa, e foarte bine. Măcar să câștigă și noi ceva. Ceva. De șmecheria asta. Exact. Am amintit acest lucru pentru că au apărut noi informații despre șpăgile apocaliptice care s-au dat pentru cele două campionate mondiale atribuite deodată și, sigur, de ce au fost ele atribuite deodată? Pentru că membrii Comitetului Executiv al FIFA, înaintând în vârstă, s-au temut că ajung în sicriu înainte să ia șpaga și pentru 2022 și le-au dat deodată. Bun, da. Le-au dat și bine. Le-au dat bine. Qatar și Rusia. Bun, Rusia să zicem, hai, ok, dar în Qatar nu sunt condiții prielnice vieții de orice fel. În perioada în care ar trebui să desfășoare campionatul. Am auzit că nici în Brazilia, uite că mai sunt 3 luni până începe campionatul. Da. Nici în Brazilia, dar condițiile nu sprijină nici vieții din cauza oamenilor de știință care au construit stadioanele. Stadioanele și oamenilor de știință înarmați și cu cagule de pe stradă care vor fi acolo. Da. Eu cred că va bate niște mari recorduri acest campionat mondial. Ce a fost în Africa de Sud, parfum, violurile, cu furturile, cu jafurile, acum 4 ani, nu. A fost un fel de Elveție Africa de Sud, absolut, pentru că ce o să fie în Brazilia acum. E foamea mai mare, e criză. Da, și prețurile mai mari decât în Africa de Sud. Cea mai ieftină cameră de hotel, 300 de euro pe noapte. Populația e mai hotărâtă să spune ceva. Sigur, și mai mult numeroasă. Și mai numeroasă. Sigur și... că da. Mai latin, așa, cu sângele ăsta mai fierbinte. Temperamental. Sigur că da. Între timp, pe partea cealaltă a lumii, așa, să zic așa, se caută avionul malaezian. Da, da. Eu mă aștept ca săptămâna viitoare să ajungă primele echipe de căutători și pe la noi, pe aici, pe la Constanța. N-ar fi exclus. Se caută total, haotic, nu este nicio idee. De 10 zile de la o zi la alta se contrazic pistele. Ba Maldive, acum ci că Pakistan, ci că n-ar fi morți. Se căuta să o luase Australia, spre Australia la un moment dat. Australia. Haos total, ceea ce iarăși ridică niște semne de întrebare. Dacă a fost într-adevăr de turnare, atunci a fost executată de niște specialiști de foarte bun nivel. Da, au ridicat bănuieli aparatele alea, da, la pilotă. Păi, au fost deconectate, deci au închis, au tras shelter-ul la toate mijloacele de locație. Pare că aproape la toate. Pare că el s-a antrenat acasă la debloc, aterizare pe anumite aeroporturi. Da. Și la plarea acestor aparate de comunicare. Da, da, da. Și na, acum... Interesant. Să aibă el atâta putere să ține în frâu atâția oameni, atâția pasageri. O hergelie de cai putere. Și chinezi mulți. Da. Eu cred că fac mici de golf într-o junglă acum, toți aia liniștiți așa. În fine. Sau Adidas. La CNN se transmite non-stop, ăsta este subiectul, e subiect unic. Printre speculațiile făcute, o gaură neagră care așa, spusă pe post la CNN, nu la vreo emisiune cât de cât comică, nu, cu toată seriozitatea. De asemenea, un echivalentul, filiala Asia a Triunghiului Bermudelor. Da, da, da. Deci ar fi fost o filială, o subdivizie a Triunghiului Bermudelor în regiunea respectivă. Extraterestri, evident, tunelul timpului au fost menționate și, cum vă spuneam, Pakistanul, motoarele alea se pare că ele transmit în continuare ceva, n-au reușit ei să găsească cum să închidă și de acolo și ar fi informații neconfirmate, dar mă rog, provenind de la compania Boeing, cum că în Pakistan. Acum dacă au aterizat undeva cu el și l-au demontat cum se face cu dacile furate, sigur putea să ajungă un motor în Pakistan. Normal. Nu e o problemă. În câteva zile. O rabă. 12 zile sunt. Câte? 13 zile de când a... 10 zile. Așa, de 10 zile, păi îl făceai bucăți, îl vindeai deja. Nu era nici fel de problemă. Evident, rămâne... Ce 10? 13 să fac... 13, mă. Păi vezi, 13. 2 săptămâni. Timp destul. Evident, rămâne problema personalului uman de la bordul avionului. Ce s-a întâmplat cu ei? Pentru că dacă au aterizat undeva, ăia ceva, tax, sunt prizonieri, au măcelărit la aterizare. Ce mai s-a făcut? Mai sună telefoanele? Nu mai sună telefoanele. Pentru că, uite, în Turcia nu mai e niciun semnal, mai ales pe Twitter s-a terminat. S-a închis. Domnul Erdogan a rezolvat-o și pe asta
De ce a închis Twitter-ul, Marian? Pentru că pe Twitter au apărut niște discuții pe care le-ar fi purtat el cu fiul-su. Aha. Discuții care aveau legătură cu corupția, ca să niște șpăgi. Cu niște șpăgi. Niște șpăgi. Și imediat a luat foc domnul Erdogan, a spus că îi scot pe băieții de la Twitter de la revedere, ceea ce s-a și întâmplat, am înțeles. Vor vedea ei forța Turciei, a spus. Da. În Venezuela oamenii văd forța regimului Maduro din ciclu meseria auto. Meseria lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, este auto. Șofer de autobuz și președinte, așa cum permanent se prezintă la mitingurile populare. Evident, domnul Maduro ne-a informat că acolo este o revoltă fascistă. Fasciștii sunt, evident, studenții din Venezuela, care, interesant, ar putea fi o premieră mondială. Acolo studenții nu sunt de stânga. Ei numeri cu Che Guevara, cu Mao, cu ceasuri Mao, cu tricou, cu ca domnul Ponta, cu El Comandante. Nu, ei sunt de dreapta. Care, evident, nu înseamnă fascism pentru cei care încă n-au aflat. Fascismul și nazismul au fost de stânga. Asta este, dar ei sunt de dreapta, ar dori un fel de capitalism, libertate, democrație, cam ca în Statele Unite ale Americii, și de-aia sunt împușcați. Au fost împușcați până acum 28, cel puțin 28 de demonstranți, în condițiile în care în Venezuela ce lipsește? Lipsește aprovizionarea zilnică, deci 47% este deficitul de produse curente. Și vorbim de medicamente, vorbim de zahăr, vorbim de ulei, vorbim de hârtie igienică, vorbim de săpun, de exemplu. Vorbim de apă curentă și de electricitate, că sunt întreruperi și la astea. Toate acestea se petrec într-o țară socialistă care are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Bine că au bani să meargă cu mașina, cine are mașină, bineînțeles. Cine are mașină? Am văzut niște mașini prin Caracas pe acolo, am niște imagini cu oameni mânând. Da, mânând, da. Asta este. Să spunem și... Pe scurt, da? Să spunem că s-au tras la sorți meciurile din Champions sfertul, League. Da? Face Barcelona cu Atletico Madrid. Senzațional. Manchester United, Bayern München. Record va fi, sigur, deci, o să bată niște recorduri. Ne așteptăm la niște recorduri din partea lui Bayern. Așa. Și pe bună dreptate, pentru că David Moyes, eu am spus așa în ultimul articol, că dacă nu pleacă în 3 zile, s-ar putea ca refacerea lui Manchester United, în loc de câțiva ani, să dureze câteva decenii. Foarte rău a făcut acest rezultat 3-0 cu Olympiacos, pentru că vor păți rușini mari după aia, zic eu. Pătimii, da. Real Madrid, Borussia Dortmund, interesant. Foarte interesant. Și PSG, Chelsea. PSG joacă extraordinar, nu știu dacă ai văzut un. Da, iar Chelsea înseamnă totuși Mourinho și, cum mai ziceam noi, Eto'o este în formă. Iar a dat gol și asta e foarte interesant. Deci, și mai avem un anunț pentru iubitorii Rapidului, pentru fanii Rapidului, să se pregătească de Liga 1 pentru ultimele etape. Da? Dacă au început în Liga 1, eu cred că vor și termina tot în Liga 1, pentru că domnul Adamescu vrea să falimenteze, practic, clubul, să distrugă clubul oțelul, ăia cred că nu mai rezistă, nu-și mai permit să stea ultimele 5-6 etape, așa că în mod normal ar trebui să vină Rapidul, să încheie frumos, așa cum am. Corect. E, acestea fiind spuse, ultima dedicație muzicală, Regret se cheamă piesa, cu grupul New Order. Deci păcat, păcat că nu ați emigrat, pentru toți baronii locali de la DNA și pentru toți cei care, așa ca domnul Pascani sau ca domnul Adamescu, ar putea să se orienteze spre alte zări, nu? Aceasta a fost Aerobaza Kamikaze, New Order cu Regret. Ne reauzim săptămâna viitoare. Am fost Marian Turosu și Alexandru Hâncu.